Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. În această seară vorbim cu domnul Dănuț Păle. Dânsul este medic veterinar, fost președinte al Colegiului Medicilor Veterinari și de asemenea candidează pe listele PSD pentru Camera Deputaților. Bună seara, domnule Dănuț Păle, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Mă bucur că sunteți în studioul nostru. Probleme sunt multe întotdeauna, mai ales probleme la care dumneavoastră ați putea răspunde din punct de vedere al calității pe care o aveți de fost președinte al Colegiului Medicilor Veterinari, medic veterinar care are o experiență extrem de vastă în Buzău. Problemele nu s-au rezolvat nici acum, o să vorbim și cu telespectatorii despre ele. Înainte de toate aș vrea, pentru că sunteți în studioul nostru și în calitate de candidat pentru Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat, să-mi spuneți de ce ați ales să candidați la parlamentare? Ce v-a convins? E o întrebare care și pe mine m-a frământat înainte de a lua această decizie și trebuie să recunosc că mă și onorează, dar mă și obligă. Am experiență politică. Din anul 2003 sunt membru PSD și am activat în toate structurile partidului. Am fost membru al echipelor de campanie, atât pe colegiul 6-7, pe colegiul 5 și mai ales am fost și angrenat în alegerile locale, deci pentru alegerea primarilor și consilierilor locali. În urma discuțiilor cu conducerea partidului, am înțeles că pot fi unul dintre cei care să reprezint Buzăul și să-l reprezint, dacă o să fiu în Parlamentul României, în Comisia de Agricultură. De aceea și în această seară aș vrea să discutăm mai mult pe această problemă, pentru că nu o să mă duc nici în Comisia de Cibernetică sau în alte comisii. Deci, cred că a venit timpul ca fiecare să meargă pe domeniul pe care îl cunoaște și acolo, dacă vrea să creeze proiecte legislative, să participe la elaborarea unor legi care trebuie să fie clare, eficiente și cu impact major. Și atunci, stând de vorbă cu conducerea partidului, am ajuns la concluzia că pot fi un potențial candidat și mulțumesc partidului și celor care au avut încredere și m-au votat să fiu pe această listă. Sunteți locul 5 pe lista pentru Camera Deputaților. Da, mi se spune în glumă de colegi lucky, adică norocosul. Toate șansele sunt ca PSD-ul în județul Buzău să aibă 5 deputați și 2 senatori. Și chiar dacă nu o să fie așa, este viață și după 11 decembrie. PSD-ul va fi la guvernare și sunt convins că echipa care merge la București, o să vedeți că este o echipă extraordinară, oameni foarte apropiați de oameni, doritor să transpună în fapte toate cunoștințele pe care le au și îmi doresc din suflet acest lucru. Sunteți buzoian, așa cum toată lista propusă de PSD este compusă din buzoieni și, așa cum spuneam, ați avut o experiență vastă în domeniul acesta al autorității sanitar-veterinare, reprezentată în Buzău prin Colegiul Medicilor Veterinari. O să vorbim și despre ceea ce vă propuneți la Comisia de Agricultură, dar aș vrea să vorbim puțin despre problema care îi tot sâcâie pe buzoieni în ultimii ani, nu s-a găsit nicio rezolvare, problema câinilor maidanezi. Azi dimineață, de exemplu, în Parcul Crâng a fost găsită moartă, necată în Heleșteu, o căprioară care se pare că s-a refugiat acolo tocmai din cauza câinilor maidanezi. Una dintre victimele acestui fenomen, însă oamenii deja nu mai suportă și o să vă întreb dacă găsiți dumneavoastră o soluție sau credeți că ar putea fi pusă în aplicare de autorități vreo soluție? Trebuie să vă spun că am fost președintele Colegiului Medicilor Veterinar 15 ani, deci 5 mandate, iar anul acesta am luat decizia și mi se pare normal să nu mai candidez și să aducem la conducerea Colegiului Medicilor Veterinari un coleg tânăr cu experiență care sigur va face pentru această profesie mult mai mult decât am făcut eu. Vis-a-vis de problema aceasta, sigur, mulți telespectatori cunosc subiectul și sunt convins că mulți nu mai au încredere că acest fenomen se poate rezolva. În plimbările noastre prin județ, la întâlnirea cu activul de partid,
Trebuie să recunosc că n-aș putea să spun că mă bucur, dar semnalul de alarmă pe care îl trag de atâta timp că acest fenomen a devenit un fenomen național și trebuie abordat în acest sens, adică să se implice la nivel de prefectură, Consiliul Județean, până la urmă prin politici guvernamentale pentru a rezolva acest fenomen, iată că dumneavoastră relatați întâmplarea nefericită de astăzi. Da, este o problemă majoră în România. Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva, trebuie să ne așezăm la masă împreună cu administrația locală, împreună cu ONG-urile, pentru că orice verigă exclusă din acest fenomen, să știți că nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Adică să reducem presiunea câinilor fără stăpân, să avem un control asupra acestui fenomen. Eu m-am ocupat din iunie 2010 până în 2012 de această problemă și cu bune și cu rele. Singura soluție pentru a rezolva e ca o lege să se lanseze pe piață, având ca partener, cum v-am spus, ONG-urile, administrația locală, DSVSA-ul prin ANSVSA la nivel național, DSP-ul, Garda de Mediu și Poliția. Dacă nu ne așezăm cu toții la masă și să tragem concluzia că doar așa vom rezolva fenomenul, să știți că oamenii chiar își pierd încrederea că vom reuși să rezolvăm problema. S-a bătut foarte multă monedă, din păcate, și trebuie să recunoaștem că și presa pe undeva a pus reflectorul mai mult pe eutanasie. Să știți că eutanasia este o verigă în acest lanț de a rezolva problema, dar nu este cea mai bună, pentru că un coleg care s-a ocupat de acest fenomen avea o definiție extraordinară. Este că atunci când într-un apartament se produce inundația și scoți apa fără să oprești robinetul, deci pe primul loc eu aș pune sterilizarea animalelor cu stăpân, da, care nu sunt de rasă, o catagrafie a tuturor animalelor, a câinilor și cu stăpân și fără stăpân, și să știți că prin Colegiul Medicilor Veterinar, prin medicii care sunt coordonatori de circunscripții sanitar veterinare, a început acest fenomen de a face catagrafia animalelor, pentru că dacă noi nu cunoaștem situația clară, nu știm să abordăm, nu știm câte animale avem de gestionat, ce infrastructură ne trebuie, și atunci e foarte simplu dacă dorim. Deci o legislație clară, angrenarea tuturor factorilor implicați în acest fenomen și obligativitatea proprietarului să respecte legislația în vigoare. Pentru că trebuie să recunosc că eu sunt o victimă a unor iubitori de animale care au avut funcții în servicii foarte importante ale statului, care au vrut să-mi demonstreze la vremea respectivă, nu știu ce au vrut să demonstreze, dar nu m-am dat la o parte. Dar la un moment dat, când legislația s-a blocat, nemai având instrumentele necesare, atunci am abandonat și mi-am văzut de drumul meu și sper ca odată cu aceste alegeri și dacă o să ies deputat, să am puterea să elaborez un proiect de lege care să permită funcționarea sistemului de gestionare a tuturor câinilor. Vorbeați puțin mai devreme despre sterilizarea câinilor cu stăpân. Absolut. Acei proprietari de câini, de la curte, probabil că un om are la curte 2-3 maidanezi pe care îi îngrijește, ar trebui să plătească pentru fiecare în parte peste 100 de lei. Doamna Amanda, am spus că este un fenomen național. Noi, statul, trebuie să ne definim prioritățile. Normal, prima prioritate este omul. Iar din punctul meu de vedere, educația și sănătatea. Deci, vreau să fie foarte clar. Dar și această problemă reprezintă un lucru supărător. Și știți foarte bine câtă cerneală, câte emisiuni s-au făcut pe această temă. Dacă statul român nu se implică și să subvenționeze pe anumite categorii de cetățeni, că din păcate, vreau să vă spun că este un paradox. Cei care au venituri economice au câini puțini. Eu lucrez în mediul rural. Cei care sunt mai săraci au câini foarte mulți. Normal că acei cetățeni n-au cum să suporte sterilizarea. Dar plecăm de la un punct
T0. Făcând o perioadă de tranziție, nu știu, o stabilim, de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, împreună cu ONG-urile, împreună cu administrația locală, și alocăm sume pentru sterilizare, da? Și stabilesc și un alt principiu de lucru. Dacă eu am o curte foarte mică și n-am animale, nu pot să spun că trebuie să țin 7 câini să mă păzească. Deci limităm numărul de câini în funcție la ce se adresează animalul în curtea respectivă, da? Că mulți nu iau câinii respectiv pentru pază. Absolut. Îi iau pentru a-i îngriji și pentru a nu-i lăsa pe stradă. E de discutat cum se plătește impozitul sau nu se plătește impozitul. Întotdeauna când discutăm de taxe și impozite, normal că nu ne bucură. Dar există modalități prin care anumite sume pot merge la bugetul local și din sumele respective să se susțină asemenea proiecte. Haideți să vorbim și cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, domnului Pale. Domnul Pale, vă cunosc. Ne cunoaștem. Sunt de la țară, din mediul rural, și am mare rugăminte la dumneavoastră, dacă ajungeți acolo în Parlament și ceea ce îmi doresc ca să ajungeți, să facem ceva în sensul crescătorilor de animale. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în loc să crească animalele acolo unde trebuiește, să fie la o distanță, cum prevede legea, de 500 de metri de la ultima casă, sau domnule, ăștia le cresc în sat. În mijlocul satului sunt localități unde locuiesc eu, sunt cetățeni care iernează oile și vara și iarna acolo în sat, în mijlocul satului. Nu-i posibil așa ceva. Nu vă spun de gunoi. Ce gunoi scoate și dacă îl scoate, că îl ține în curte, acolo l-a macerat de ani de zile. Dacă le scot în afară, tot la fel, nu mai ia gunoiul niciodată. Avem legislație în domeniul mediului, ne poluează apele, deci ce să mai zicem, mirosuri și așa mai departe. Legea este, dar nu se aplică. Ce să facem ca să aplice legea asta? Că știe și primarul, știe și viceprimarul, știe și polițistul, îi cunoaște toată lumea, că dacă trăim în sat acolo, dacă merg eu și îi spun, știți regula ciobanului, îți dă cu bâta în cap. Ce ai, ceva cu mine, ce te legi de mine? Deci, trebuie făcut ceva în sensul ăsta. Bun. O să las pe domnul doctor Păle să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc. O seară bună. Este o problemă reală, numai că telespectatorul a spus un lucru extraordinar. Pe dumnealui nu-l deranjează un crescător care are, să zicem, un porc sau 5 oițe. Este foarte adevărat că în mijlocul satelor crescătorii de ovine au făcut stabulația de iarnă în zona respectivă. Dar trebuie să recunoaștem că noi, cei care au elaborat legislația, nu s-au gândit să-i ajute mai departe. Și în ce sens aș vrea eu să dirijez discuția? Când eram student, am prins și perioada ceaușistă și după Revoluție, aveam un coleg care soția lucra în comerț exterior. Vreau să vă spun că am rămas perplex când ne-a relatat cum era în Argentina, în Pampas acolo, cum ajuta statul pe crescătorii de animale. Dacă vedeau că se dezvoltă o fermă la o anumită distanță de drumul principal, după ce ferma era construită și populată, statul ducea infrastructura, curentul electric, apa și toate utilitățile, fără să-l coste pe fermierul respectiv absolut nimic. Și statul, știm că are și primăriile mai au terenuri în extravilan. Acești crescători trebuiesc ajutați prin subvenții să-și dezvolte aceste grajduri și adăposturi în afara localității. Pentru că, vrem nu vrem, Uniunea Europeană a venit peste noi. Așa că soluții sunt. Deci spuneți dumneavoastră că ar trebui să fie ajutați acești oameni, nu arătați cu degetul că nu respectă regulile. Deci, în acest moment, vedeți dumneavoastră, legislația se face separat, pentru că dânsul invocă o legislație a DSP-ului. Păi nu credeți că era normal că toate aceste instituții aparțin guvernului, să le adune la masă?
să stea de vorbă cu reprezentanții și a crescătorilor, că sunt în asociații, să stea de vorbă cu DSP-ul, să stea de vorbă cu ANSVSA-ul și cu Garda de Mediu. Și atunci când se elabora o lege, era o lege unitară și rezolva întreaga problematică? Da, ar fi multe de făcut pentru a reveni la normalitate. Dar mai e și altă problemă, ceea ce iar nu mi se pare normal și s-a întâmplat în multe administrații locale. Păi dacă eu știu că acolo a funcționat o fermă zootehnică, cum s-au dat terenuri intravilan și s-au apropiat de a... Ce să facem? Pentru că acea fermă a fost acolo. Și acum au reclamații din partea celor care au dezvoltat imobiliar lângă păduri, lângă fel de fel de poienițe, vile și alte cartiere. Și acum normal că un astfel de adăpost deranjează, dar a fost acolo. Deci ferma a fost acolo înaintea tuturor celor care și-au construit case. Problema este destul de complicată. De aceea, poate dacă ajungeți dumneavoastră în Camera Deputaților, se reglează ceva, pentru că înțeleg că aveți multe proiecte. V-aș vrea să mai ascultăm un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog. Aș vrea să-i adresez și eu domnului Păleg două întrebări. Dumnealui a gestionat adăpostul de câini 5 ani de zile și a spus că se va termina cu câinii de pe stradă. Deci acel fenomen nu s-a întâmplat. Nici nu a venit cu o idee bună noi, de câte ori am venit din partea societății și am spus să se facă un recensământ la animale, ca să nu se mai aducă în stradă și să-i oblige pe cetățeni să-și castreze femelele și masculii. Și plus, Curtea de Conturi în 2013 a găsit la acel adăpost din bariera Brăilii o delapidare de 2 miliarde, vă vorbesc în bani vechi, de 2 miliarde 500. Deci ce spune domnul Păle, că văd că la teorie stă foarte bine, dar cu practica nu prea se descurcă. Și mai vrea să fie și deputat, domnul Păle. Este singura care întrebare nu... pe care o aveți? Că spuneați că sunt două întrebări. Deci prima a fost cât a gestionat. De ce nu s-a rezolvat problema? Se discută doar fenomenul și deci bani s-au cheltuit în neștire, în care nu a venit cu o idee, cu o hotărâre de consiliu, că a fost și domnul Păle consilier, și a doua că acei 2,5 miliarde s-au evaporat. Și acum vine și ne spune niște povești așa de frumoase. Îl las pe domnul doctor Păle să vă răspundă, bine? Da, simt. O salut cu toată stima pe doamna Tania. Sunteți, o cunoașteți, după voce, da, pe doamna care ne-a sunat. Da. Înseamnă că ați colaborat în trecut? Sau ați încercat să răspundeți doleanțelor? Eu asta v-am și explicat, că întotdeauna nu poți să-i mulțumești pe toți. Vreau să vă spun că n-am gestionat 5 ani de zile, deci am gestionat din iunie 2010 până în 2012. Există un proiect transpus în fapt de 270 de pagini împreună cu Institutul de Politici Publice, împreună cu componenta administrativă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, dar la vremea respectivă, chiar un domn râdea de mine când eu spuneam că e vorba de un turist canin. Deci acest fenomen, dacă nu se difuzează la nivelul întregii țări, nu vom rezolva în municipiul Buzău și niciun municipiu problema câinilor fără stăpân. Dar ați promis la acea vreme că nu o să mai avem niciun câine pe stradă? Dacă legea continua, vreau să vă spun, să vedeți dumneavoastră, să luați reclamațiile care erau până în iunie 2010 și ce s-a întâmplat până în 2012, câte reclamații mai erau pe această temă. Cartografia vă pun la dispoziție, pentru că primul lucru și te obliga legea 258 și normele de aplicare, care la vremea respectivă era făcută nu numai la populație, pentru că la populație o fac colegii medici veterinari, doctorul Tăbăcaru de la Circa de Control Alimente merge din casă în casă și vaccinează antirabic, plus cabinetele veterinare de pe raza municipiului Buzău. Noi am mers la întreprinderi și societăți și instituții publice unde acolo este problema. Pentru că un câine pe stradă, să știți că se înmulțește, mai mult sau mai puțin, dar cuibul cel mai important îl avem în societăți comerciale, în instituții publice, pentru că acolo oamenii hrănesc pe bună dreptate. Dacă vrem să vedem cu adevărat cum se gestionează o asemenea problemă, există o fabrică pe raza municipiului Buzău,
Nu pot să-i dau numele să nu-i fac reclamă, dar este la drumul care duce la Țintești și o să vedeți acolo domnul acela din Italia cum gestionează problema câinilor. Și i-am spus și doamnei Rus, le-am spus la toți să meargă în societățile comerciale, că asta e menirea ONG-ului, nu numai să stea să dea cu noroi sau, mă rog, și spune de o delapidare. Păi haideți să vă spun, Curtea de Conturi, la vremea respectivă, n-a ținut cont de un document de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, pentru că eu pot să o spun foarte tare. Au avut o temă. Vreau să dea șag la rege prin pion. Numai că nu e chiar așa. Orice activitate economică înseamnă și consum financiar. Da? Eu nu știu, la vremea respectivă, dacă vă duceți aminte, Curtea de Conturi a spus că s-a hrănit peste termenul legal un număr de 90.000 de câini. Dar fără să meargă la punctul de lucru și să vadă concret. Și am aici registrul care este predat în acest moment la instituții ale statului să verifice. Păi dacă câinele a fost prins pe 25.06 și a fost eutanasiat pe 26.06.2012 și sunt toate aici. Și așa zisul termen legal pe care îl invoca Curtea de Conturi, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară sunt cea care coordonează și reglementează. În acest sens spune în felul următor. De articolul 7, legea 205 de protecție a animalelor. Articolul 7 spune că din OG 155 trebuia între 7 sau 14 zile, dacă nimeni nu revendica câinele, să-l eutanasiez. Da? O întreb. Ce trebuia să fac, mă, cel în masă, când eu aveam de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară o hotărâre în care spunea nu se aplică articolul 6. Situația legislativă nu se schimbă odată cu publicarea normelor metodologice de aplicare a legii 205 privind protecția animalelor, normele nefăcând nicio referire la eutanasie. Ba mai mult decât atâta. În acel OG-155 la capitolul eutanasie nu spune imperativ eutanasie, se spune se recomandă. Lucru de care Curtea de Conturi, cei doi inspectori, n-au vrut să meargă să țină cont și au mers mai departe, suna frumos, presa a urlat. Ce însemnau 90.000 de câini? Doamna Magda, adăpostul avea o capacitate maximă de 500 de capete. Niciodată nu a fost încărcat la 500 de capete. Maxim pe timp de vară au fost 350 de capete. Păi eu trebuia să calculez norma de hrană. Norma de hrană care varia între 200, 300, 400 de grame în funcție de anotimp, de stare fiziologică. Sunt mulți factori, da? Păi hai să facem un calcul simplu. 350 de animale, ori 30 de zile, ori 12 luni. Dacă eu în 2012 am capturat 2000 de câini, de unde avem noi 90.000 de... A, suna frumos, presa a fost extaziată. Important este că aveți toate documentele, absolut. Iar doamna care a sunat mai devreme, dacă vrea să le vadă, bănesc că le puteți pune la dispoziție. Absolut, sigur. Mai așteaptă cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara la dumneavoastră și invitatele dumneavoastră. N-am treabă cu invitatul, cu tăi că văd că candidează PSD, îi doresc succes. Dar vreau să-i transmit un domnul, că cred că cunoaște legile primării acum. Doamna mea, eu am un nepot în plasament care este abandonat de la vârsta de 2 săptămâni. Nepotul meu e în clasa 7 acum cu profesor de sprijin. Cred că m-auziți. Vă aud, da. El lua pentru ce învăța la școală, pe ori de sprijin, o sumă de bani pentru hrana lui de întreținere. Domnul primar a nostru, ea s-a tăiat drepturile astea. El are plasament. Eu nu am eu plasament, pe băiat are numai el de întreținere. Eu n-am contract cu asistență, cu asistența socială, cu, da. Cu protecția copilului. Da. N-am niciun contract, nu sunt asistent maternal, sunt bunică maternă. Și a tăiat banii copilului de la școală care da de hrană pe fiecare lună. Chiar cu profesor de sprijin. Știți că primarul a făcut acest lucru, a luat această decizie, sunteți sigură? Da, hotărârea de la școală luată, i-am luat exasul de la școală și mâine trebuie să mă duc la protecția copilului, de acolo intru în primărie mâine. Cred că răspund primăria cu ca la început de candidatură. Da, e foarte bine dacă reușiți să mergeți, să mergeți și la primărie. Poate reușiți să vorbiți și cu domnul primar sau cel puțin cu unul dintre viceprimari. Dar este un copil fără părinți.
S-a înțeles, de la două săptămâni, eu sunt bunică maternă, sunt bătrână. Nu am cu celălalt, în clasa șaptea, lui trebuia să-i lasă domnul primea banii și să nu-i lua drepturile copilului. Nu lipsește de la școală, învață bine. De ce a luat drepturile lui? Eu vă mulțumesc că ne-ați prezentat această situație. Noi... ne vom interesa și noi o să-l întrebăm și pe domnul primar. Vă doresc sănătate și e bine dacă reușiți să mergeți și dumneavoastră la primărie. Aduc mâine campusul în primărie, aduc proteviul de la București. Eu nu știu multe. Sănătate și succes vă doresc. O seară bună. Da, tot felul de probleme. Mie îmi pare rău de drama copilului, dar eu sunt convins că domnul primar nu a luat această hotărâre și recomand, înțeleg supărarea, dar e bine să meargă la pe Dobrogeanu Gherea sau Margheloman, cum se numește, dacă el locuiește pe raza municipiului Buzău, acolo unde este asistența socială și de acolo se poate informa și se pot face anchete, iar dacă are dreptul, sunt convins că nimeni, și am spus de la început, pe primul loc este omul și mai ales, vedeți, noi discutăm și sigur supărăm cu problema câinilor, dar cel mai important în acest moment și nu numai în acest moment, este cetățeanul, este omul și mai ales copiii. Aveți aici în studio prezent câteodată sau de cele mai multe ori și o admir pe doamna Ionica Tarău. Să știți că am fost în 2012-2016 consilier județean. Vreau să vă spun că în afară de câteva ONG-uri sau asociații care într-adevăr militează și se implică, dacă o să mergeți să cereți la judecătorie lista cu aceste asociații și ONG-uri care spun că au un obiect principal de activitate cetățeanul, o să vedeți câte sunt, dar nu sunt pe nicăieri implicate. Și chiar mi-aș dori ca aceste asociații care protejează aceste categorii defavorizate să fie mult mai incisive și prezente, pentru că ONG-urile care se ocupă de protecția animalelor, le felicit că sunt foarte vizibile și foarte implicate în acest fenomen. Așa că doamna merge, da, zic eu, nu chiar atât de revoltată, la primărie, de acolo va fi oricum îndrumată să meargă pe Alexandru Margheloman, unde este direcția de asistență socială. Pentru că, așa cum cred și eu, nu primarul Constantin Toma. Eu știu că este bine intenționat și decizie. Nu. Bun. Să vorbim pentru a ajunge la o concluzie despre ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme cu așezarea la aceeași masă a autorităților pentru rezolvarea problemei câinilor maidanezi. Consiliul Județean și Prefectura a spus că s-ar putea implica, pentru că până la urmă știm cu toții câinii ori sunt luați din municipiu și duși într-o localitate undeva în județ, apoi aduși din județ în municipiu și tot așa se plimbă cu mașinile. Un turist canin, chiar dacă devin așa antipatic folosind acest cuvânt, dar e o realitate. E o realitate. Nu o putem rezolva decât pe plan județean. Absolut. Implicându-se și autoritățile județene. Fără doar și poate altfel nu rezolvăm. Nu doar primăria municipiului, pentru că așa nu rezolvăm nimic. Dar vedeți dumneavoastră, aici iarăși este o problemă, pentru că dacă citim legea OG155 care reglementează, spune că dacă acest fenomen este prezent pe un anumit teritoriu al unei primării, Consiliul Local este obligat să facă serviciu de gestionare și adăpost. Păi trebuie modificat și stă la îndemâna viitorilor parlamentari să treacă acolo ori Consiliul Local, ori Consiliul Județean. Că, pe bună dreptate, Curtea de Conturi când vine în control și nu găsește această definiție, normal că se cheamă deturnarea banului public. Deci stă la îndemâna noastră, am constatat fenomenul, știm soluțiile, hai să le transpunem, să scriem două fraze și să terminăm odată cu acel cuvânt se poate. Deci sistemul japonez legislativ care, eu nu știu noi de ce facem fel de fel de copy-paste-uri după toate francez, nemț, danez, sistemul japonez definește ce nu ai voie, foarte clar. Ce nu e interzis, este permis. Și atunci, nu mai ai de stat cu capul jos sau să ai tendința să faci greșeli, uneori nevoite, dar... e greșeală. Adevărul e că legile acestea s-au tot bătut cap în cap, legile referitoare la protecția animalelor și la modul în care se poate gestiona problema câinilor maidanezi.
s-au bătut cap în cap și cred că era destul de greu de pus în aplicare o anumită normă legislativă, pentru că imediat era contrazisă de o altă normă, exact ceea ce a spus și dumneavoastră mai devreme. Așa că până în momentul în care nu va exista o lege clară, cred că nu se poate face nimic. Deci avem toate notițele la caiet. Și administrația și ONG-urile. Singurul lucru care trebuie să-l facem, să găsim punctul comun și calea cea mai bună să rezolvăm odată această problemă. Dar eu aș vrea să discutăm, nu știu, în prima parte sau în a doua parte, și despre categoriile de animale de rentă, adică ceea ce interesează hrana populației, da? Animale sănătoase, dar ori în prima parte, ori în a doua parte, subiectul acesta aș vrea să-l abordez, pentru că satul românesc, unde noi spunem că avem peste 50% din populația României, e pe moarte. Dacă nu ne trezim în al 12-lea ceas, să vedeți câte sate de munte sunt depopulate, cum românii părăsesc această țară și vin străinii și descoperă ce locuri virgine avem, da? Și noi nu știm să le prețuim. Trebuie să ne oprim pentru publicitate, dar imediat după o să vă rog să vorbim și despre acest subiect. Revenim în câteva minute.